Alexandru Lazăr are o vechime de aproape 40 de ani și un salariu cu puțin peste 1500 de lei. Lucrează în primăria Piatra Olt și se ocupă cu realizarea și implementarea proiectelor europene. Trebuie să dea înapoi peste 15.000 de lei, pe motiv că în 2012 administrația locală pentru care lucrează nu a implementat proiecte, ci doar le-a realizat. Această decizie o consider mai mult decât descurajantă pentru cei care se implică în aceste proiecte. Edilul orașului Piatra Olt consideră că banii au fost primiți de el și ceilalți angajați în conformitate cu cele două legi care reglementează salarizarea celor care lucrează pe proiecte europene, motiv pentru care a atacat decizia Curții de Conturi în instanță. Dispoziția de acordare a sporurilor a fost transmisă către Prefectura Județului Olt și eu am conștiința împăcată că juriștii care sunt la prefectură și care sunt specializați pe administrație nu au atacat-o, au considerat-o validă. În consecință, sporurile au fost acordate în perioada pe care a verificat-o Curtea de Conturi. La fel au procedat și primăriile din Caracal, Valea Mare și Leleasca, care au acordat sporuri și prime considerate ilegale de inspectori. Cei aproape 90 de angajați din cele patru administrații locale din Olt au încasat astfel necuvenit aproape 3 milioane de lei. În 2013 au fost întoarse pentru reanalizare sau revocare 185 de hotărâri per total. Din acestea, 160 au fost revocate sau reanalizate, pentru restul de 25 s-au făcut acțiuni în instanță în contencios. Potrivit raportului Curții de Conturi Olt, administrațiile locale din județ au făcut plăți ilegale de 10 de milioane de lei pentru sporuri și prime și cheltuieli materiale nejustificate.